Otilia, avem de vorbit. Pun un halat pe mine, iertați-mă. Nu te formaliza. Lăsați, sunt doamnă. Marcele, pune ceva pe tine, doamnă. Tocmai zic, nu te formaliza, că nu stau mult. Da. Pe scurt, vreau să plecați de aici. Păi unde, cum, că-i seară, cum să ce? Unde? Cât mai departe. Când, cât mai repede și cum cu toți. Lia, e să-ți iau domn Petru, nu ne puteți da afară. Doamna Otilia, las puțin, cum adică să plecăm asta? Asta e ca și casa noastră, am muncit aici atâția ani, am fost cu toți împreună. Vreau să plecăm, vreau să vă cumpăr o casă. Mă asculți puțin? Numai a voastră, să fie pe numele vostru, cu teren, cu tot ce vrei, cu livadă, cum îți place ție. Numai că vreau să fie departe de aici și vreau să plecați cu toții. Cu Dana, cu Sorin, cu Lia, ce ziceți? Eu zic să vă gândiți bine. O ofertă ca asta nu apare în fiecare zi. Noapte bună! Auzi, mă? Te-ai mai gândit la ce a zis doamna Otilia? Că eu n-am dormit toată noaptea. Nici eu n-am închis un ochi. La care, mă, că te-am auzit sfârâind? Respiram. Femeie, respiram. Și la ce concluzie ai ajuns? Când ai crezut că sfărăiam, eu de fapt visam că eram amândoi pe câmp. Într-o căruță trasă de un cal slab, care când era negru, când era alb. Și-a mers așa și ne-am oprit. Și calul a zis... Ce a zis, mă, calul? Bă, coborâți că aici e. Și era... un bordei săpat în pământ, acoperit cu paie, cu tablă și cu plastic. O cocioabă. Cocioabă, mă, da, măcar e cocioaba noastră. Nu vezi ce prețuri sunt în ziua de astăzi? Păi putem noi să ne luăm casă vreodată? Casă. Marie, eu nu mă mut decât peste ei în vilă. Eu la țară n-am ce căuta. Mă, Marcele, mă, gândește-te și tu. Când noi n-o să mai fim, să avem și noi ce lăsa copiilor. Le lăsăm și noi o moștenire. Da, că noi am fost plini de moșteniri. Păi da. Păi da. Și e bine așa, că n-am avut un ajutor de la părinți? E bine cum am ajuns, sluși la bogătani? Ia ascultă, tu chiar vrei să ne mutăm de aici sau... De ce să vă mutați de aici? Măta! Vrea să ne mutăm de aici la țară, undeva, pe câmp. Oh, scârbos. Dar noi avem bani de casă. Păi doamna Otilia ne-a oferit. De ce? Trebuie să afle și ele, nu? Va da bani să vă luați o casă departe de aici ca să scape de mine și de Lia. Da. Nu pot să cred că v-am intuit cu o casă. Pot să te rog ceva? Da. Ce? Poți tu să-i spui lui Alice să nu mai amenință pe Lia? Extraordinar. Mă, ție numai de Lia îți pasă. Da, mă gândesc că dacă îi spun eu e ciudat.
Cine știe ce mai face? Petru, spune-mi sincer, dar sincer. Tu ce crezi că ar face Alice dacă ar afla că ești căsătorit cu asta? Și că noi toți am mințit-o atâta timp? Zi. Nu știu. Chiar nu știu. M-am gândit la toate variantele, pe toate părțile, crede-mă, și niciuna dintre ele, în niciuna dintre ele nu se termină bine. Știu. Și eu mă gândesc tot timpul numai la nenorociri. Mi-e frică. Mă gândesc cu groază dacă o să facă o prostie. O rezolvăm noi. Ce face mai nou? Ce? Se folosește de Robi ca să se apropie de mine. Și cine știe ce... Auzi, dacă... Dacă Robin a fost bolnav... Cum poți să spui așa ceva? Nu știu, cred în stare. Nu, Alice e mamă, e copilul ei. O mamă nu și-ar îmbolnăvi copilul, nu și-ar răni propriul copil. Stai, că n-am zis că l-ar răni. Dar nu, Alice, nu e o criminală, să nu te gândești la așa ceva, să-ți iasă din cap. Dar stai că n-am înțeles, reacția asta ta mă face să mă... I-a făcut ceva lui Robi, zi-mi. Otilia, tu chiar atât de tare vrei să scapi de mine încât i-ai mituit pe Marcel și pe Maria? Ce-ai făcut? Am făcut o ofertă. O ofertă? Da, m-am gândit că după toate câte s-au întâmplat, nu le-ar mai fi confortabil să muncească pentru noi. Lor sau ție? Lor, da, tu ce te tot amesteci, mai fata? Dar le-am făcut o ofertă foarte bună. Ar fi chiar fraier să o refuze. Nu pleacă nimeni.